Bună seara și bine ați venit la webinarul Predau Viitor, dedicat subiectului IoT, Internet of Things. Eu sunt Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației TechSoup și a programului Predau Viitor și voi fi moderatorul acestui webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, tineri și profesori. Prin cele trei programe pentru tineri, învățători și profesori de informatică, Opening Opportunities, Îndreptar Digital și Predau Viitor, creăm experiențe educaționale care să pună accentul pe predarea informaticii aplicate. Anul trecut, Comisia Europeană a răsplătit modelul nostru educațional din Opening Opportunities cu premiul pentru Digital Skills in Education în cadrul European Digital Skills Award. În cadrul programului Predau Viitor, lucrăm și sprijinim profesori ca dumneavoastră care își doresc să predea o informatică aplicată, transdisciplinară, bazată pe proiecte și pe colaborarea cu industria IT din România. De asemenea, creăm resurse educaționale gratuite și deschise pentru a sprijini predarea informaticii și gândirii computaționale la orice nivel de învățământ. Webinarul din această seară este o introducere în lumea Internet of Things. Veți afla ce înseamnă noțiunea de Internet of Things și de ce este un domeniu atât de atractiv în industrie, cât și în educație. Veți descoperi atât echipamentele și aplicațiile necesare pentru a preda Internet of Things la clasă, cât și posibile abordări de predare adaptate la nivelul elevilor. Acum, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat, este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. După prezentarea lui Alexandru, care o să dureze în jur de 40 de minute, o să citesc întrebările voastre de pe chat din dreapta ecranului pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Înainte să începem, vă rugăm să răspundeți la următoarea întrebare printr-un simplu click pe bulina corespunzătoare răspunsului. Imediat o pornesc. Cât de familiarizați sunteți cu acest concept de Internet of Things? Mulțumesc! Alături de noi, în această seară, trainerul webinarului este Alexandru Radovici, șef de lucrări la Universitatea Politehnică din București și fondatorul Wild Yodrin, un startup educațional în domeniul Internet of Things. Alexandru este un bun prieten al programului Predau Viitor. Anul trecut a susținut împreună cu colegii săi un atelier de IoT care a fost printre cele mai apreciate activități în acceleratorul Predau Viitor și pentru asta îi mulțumim încă o dată. Alexandru, mă bucur că ești alături de noi, iar când vrei, poți începe. Bună seara! Mulțumesc, Ana! Bună seara tuturor! Sunt Alexandru Radovici. Mă bucur să mă aflu aici. O secundă numai să pot să partajez ecranul și dacă toată lumea vede, putem începe. Numai puțin... Stai aici. Nu știu dacă se vede prezentarea mea. Totul este în regulă, te vedem. Da, se vede PowerPoint, în schimb nu se vede prezentarea din PowerPoint. Așa, cred că acum se vede mai bine. Este perfect. Ok, bună seara. Îmi pare foarte bine să văd atâtea persoane la acest webinar. O să vă povestesc câteva cuvinte despre ce înseamnă Internet of Things. Am și două întrebări pregătite pentru dumneavoastră și dacă credeți că ceva este neclar, o să mă opresc din când în când și o să rog pe Ana să se uite dacă există întrebări și o să încerc să răspund. Așadar, să începem. Opa. Așa. Subiectele pe care o să le atingem astăzi sunt următoarele. O să vedem puțin de ce Internet of Things, ce este, cum a început și care sunt de fapt cele trei probleme care există în Internet of Things. Ok. În primul rând, de ce? De ce lumea discută mereu de Internet of Things și obiecte conectate
Este pentru că vrem din ce în ce mai multe date. Suntem o specie care dorim să deținem controlul. Ne-ar plăcea să automatizăm tot. Adică dacă pot să ajungă cumpărăturile la mine la ușă, aș vrea să nu mă deplasez până la magazin, în general. Și vrem să facem lucrurile să se întâmple cât mai rapid. Deci dacă mi-am comandat, nu știu, un calculator nou, aș vrea să ajungă ieri, nu să ajungă peste o săptămână. Și toate aceste lucruri, până la urmă, au convers oarecum către ceea ce numim astăzi Internet of Things și lumea conectată. Așa, în primul rând, ce este Internet of Things? Trebuie să vă gândiți, așa cum noi ca persoane folosim internetul, în același fel, am putea face ca dispozitivele noastre, frigiderul, televizorul, fierul de călcat, să folosească și ele internetul. Și ele nu o să folosească pentru a descărca muzică sau să se uite la poze, ci o să îl folosească pentru a face lucruri mai inteligente. Adică frigiderul, televizorul, fierul de călcat au o capacitate limitată de procesare, dar folosind diverse servicii pe internet și comunicând cu alte dispozitive, practic ele devin conectate într-o rețea și deodată pot să facă mai multe. O să dau un exemplu. Dacă frigiderul nostru își dă seama că ajungem acasă și știe asta deoarece senzorul nostru de la ușă este conectat cu frigiderul, frigiderul ar putea să ne afișeze pe ecran, ok, uite, găsești astea, astea în frigider, sper că ai cumpărat aceste produse și așa mai departe. Poate nu e cel mai bun exemplu. Deci, ideea este să conectăm dispozitivele la internet. Noi am împărțit oarecum acest Internet of Things pe mai multe nivele și am creat o stivă. Și stiva o vedeți pe ecran. Pe nivelul cel mai de jos avem senzori. Senzorii sunt dispozitive simple care interacționează cu mediul. Următorul nivel din această stivă de internet al lucrurilor ar fi o parte de procesare locală și stocare locală. Ne gândim la un calculator la care sunt conectați senzorii mei din casă și care ia niște decizii locale bazate pe datele de la senzori. Mai departe avem nivelul de rețea și de internet, unde ne conectăm partea locală de procesare din casă la rețeaua extinsă a internetului și după care în partea de sus avem puterea de procesare a ceea ce numim noi cloud sau calculator pe internet, unde puterea de procesare este mult mai mare și poate să ia decizii mult mai informate. Dar o să revin puțin cu un exemplu mai clar. Ce face industria asta foarte dificilă este, dacă vă uitați la personajul din imagine, aici găsim, deci, pentru a fi inginer în internetul lucrurilor, este nevoie de cunoștințe de electronică, de calculatoare, de rețelistică, de internet și de algoritmică. Și asta e destul de dificil pentru că, practic, ăsta e domeniul de inginerie în calculatoare în toată frumusețea lui. Și e destul de complicat pentru o persoană să facă toate astea. Așa. Unde se folosește? Absolut tot ce aveți în jurul dumneavoastră astăzi, în general, începe să fie conectat la internet. Nu înseamnă neapărat că e bine sau e prost, dar acest lucru se întâmplă. De la agricultură, energie, medicină, cumpărături, tot ce vedeți începe să fie conectat la internet. Părerea mea este că o să fie greu peste 5 ani să găsiți un televizor care nu o să vrea neapărat să fie conectat la internet. Și televizorul cred că l-avem și astăzi conectat, dar, de exemplu, o mașină care e conectată la internet. Deci, practic, în orice domeniu găsiți, o să găsiți, în orice domeniu încercați să lucrați, o să vă loviți cumva de conectarea la internet sau rețea, conectarea cumva la rețea. Ok, haideți să luăm pe rând fiecare nivel din stiva respectivă și să discutăm puțin despre el. În primul și în primul rând avem senzorii. Aceștia sunt componente electronice care interacționează într-un fel cu mediul. O să vorbesc despre senzori în accepțiunea mai largă, în sensul în care sunt dispozitive care fie preiau date de la mediu, cum ar fi temperatura, luminozitatea, umiditatea, fie sunt dispozitive care interacționează într-un fel cu mediul, cum ar fi un motoraș care închide un geam sau închide o ușă. Dacă mai mult chestia asta era un pic mai dificilă, se găseau mai greu senzori, acum se găsesc foarte, foarte ușor. Nu trebuie să-i proiectați dumneavoastră, îi găsiți 100%. Noi oarecum împărțim senzorii în două categorii. Sunt senzori pentru prototip, pe care îi găsiți la niște prețuri foarte mici, dar
să zicem, valorile citite sau interacțiunea cu mediul nu este perfectă și nu rezistă în mediul industrial. Respectiv, sunt senzorii industriali, unde, practic, dacă ați construit un prototip cu senzori ieftini, schimbați senzorii cu senzori industriali, care sunt mult mai scumpi, fac același lucru, dar rezistă mult mai mult în timp și mult mai mult la condițiile din mediul industrial. Ăsta este nivelul de jos. O să mă opresc puțin, pentru că am vorbit destul de mult. Ana, există ceva întrebări aici, cumva? Deocamdată nu, dar putem să le dăm câteva secunde să Da, așteptăm. dacă există întrebări, sigur. Deocamdată nu, cred că poți să continui și oricum o să mai avem sesiuni de întrebări. Ok, super. Deci asta e nivelul de senzori. Aici mai mult cunoștințe necesare sunt oarecum de electronică. Dacă discutăm de mediul de liceu și mediul de gimnaziu, cred că e ceea ce se face mai mult la secția de electronică și de automatizări în licee. Aici intervine mai puțină programare propriu-zisă. Mai departe mergem la procesarea locală. Procesarea locală este practic un calculator. O să spun calculator, poate să fie sub orice formă. Un calculator care este conectat la senzorii din jur și ia niște decizii pentru ei. Deci senzorii au rolul de a interacționa cu mediul și a trimite datele mai departe. Efectiv, decizii și cum se interconectează acest senzor și cum, în ghilimele, comunică între ei, pardon, decide acest mediu de procesare locală. Și aici, acest termen se mai numește în industrie fie edge computing, fie fog computing. Depinde pe cine întrebați. Intel l-a denumit ca edge computing, fiind margine. Dacă avem cloud-ul sau norul la marginea cloud-ului, deci în afara norului, practic este sistemul nostru local de procesare, fog computing denumit de către Cisco. Dacă avem cloud-ul sau norul, la marginea norului avem ceață, începem să intrăm în nor și de acolo vine fog computing. Deci astea sunt explicațiile. Ce trebuie să înțelegeți că e un calculator simplu care poate să ia decizii simple locale și o să dau următorul exemplu. Dacă am un senzor de viteza vântului și unul de temperatură la geam și am geamul deschis pentru că e foarte cald, dar nu sunt acasă, dacă viteza vântului crește și eventual temperatura scade puțin și poate am și un senzor de presiune și vedem că scade puțin presiunea, un sistem local de procesare ar putea să decidă că, ok, probabil că o să înceapă să plouă și atunci ar fi bine să închidem geamul. Și atunci dă comanda unui dispozitiv care stă la geam, care închide geamul. Când temperatura urcă din nou și presiunea crește, respectiv viteza vântului scade și umiditatea scade, o să deschidem din nou geamul. Sunt decizii foarte simple, de genul if-then, care pot fi procesate local. Deci, asta e partea de procesare. Partea de stocare. Probabil că o să vreau să văd de-a lungul zilei sau de-a lungul zilelor cum a fost viteza vântului, care au fost temperaturile și așa mai departe. Pot să-mi stochez, de exemplu, datele pentru ultima săptămână. Procesarea locală, discutăm la câțiva gigabyte de date care se pot stoca local, probabil într-o bază de date. Deci cam asta e sistemul de procesare locală. Cam asta ar fi aici. Din nou, o să mă opresc un minut dacă există vreo întrebare. Da, avem o întrebare legată de senzori. De unde se pot achiziționa senzorii industriali? Senzor industrial produce Continental, Bosch, Honeywell, ăștia ar fi și Siemens. Ăștia ar fi mari producători de senzori industriali. Orice site de genul Farnell, Mouser, DigiKey, probabil că îi vinde. În general, nu prea se folosesc în școală pentru că sunt destul de scumpi. Ca să luăm așa un senzor de temperatură, e 3 lei, probabil prototipul, unul de temperatură pentru industrie e 100. Pentru industrie nu e o problemă prețul ăsta, dar pentru școală, dacă trebuie să luați 10, s-ar putea să fie destul de mult. Dar, în general, marii producători de senzori sunt Honeywell, Bosch, Continental și Siemens. Mulțumesc. Acum, evident, depinde de senzor. Mulțumesc atât deocamdată. Ok. Așa. Mergem la partea de internet. Odată ce am procesarea locală, totul merge foarte bine, iar sistemele pe care le aveți probabil dumneavoastră în apartamente și în case astăzi, cam asta fac. Deci dacă avem un frigider, acesta are niște senzori înăuntru și în afară, ia niște decizii pe baza acelor senzori. Dacă aveți un sistem de alarmă acasă, probabil și ăla ia niște decizii pe baza unui senzor de mișcare, dacă trebuie să sune sau nu, maxim dă un telefon.
Până aici avem numai Things. Internet of Things vine cu posibilitatea de conectare a acestor dispozitive la rețeaua de internet. Nu pentru a neapărat descărca și a încărca date, cât pentru a putea comunica între ele. Și atunci, în general, pentru acest lucru folosim un gateway IoT. Gateway nu mi-e foarte clar cum se traduc în românește. Practic, e un dispozitiv de intrare-ieșire, dar bănuiesc că toată lumea e familiară cu numele de gateway. În general, acestea sunt dispozitive care se conectează nu direct la senzor, ci la dispozitivul de procesare locală și îl conectează pe acesta mai departe la internet. Discutăm de două variante de protocole. Deci gateway-ul practic face legătura dintre rețeaua de internet și dispozitivul meu de procesare locală și eventual niște senzori care sunt un pic mai puternici în procesare. Pentru internet, protocoalele cele mai folosite, cel mai folosit protocol pe internet este HTTP. Deci orice ce o să faceți în Internet of Things, probabil HTTP o să fie protocolul de care vă loviți cel mai des. Pentru comunicare live, deci senzori care nu doar raportează date și scot date de undeva, se mai folosește XMPP. Mai cunoașteți protocolul? Pardon, sub numele de Google Talk. E fostul Google Talk. Pentru senzori, pentru dispozitive mai simple, care nu au atâta putere de procesare și nu pot procesa HTTP, se mai folosește MQTT, Message Queue, Telemetry, îmi scapă, am un lapsus, MQTT și CoAP. CoAP este un protocol HTTP simplificat în formă binară, care poate fi folosit de dispozitive foarte simple, care nu au puterea de procesare pentru HTTP. Astea sunt pentru conectare la internet. Gateway-ul mai poate să conecteze diverse dispozitive care nu sunt făcute să fie vreodată legate la rețeaua clasică. Deci, protocoalele care le-am enumerat până acum sunt pentru rețele clasice. Celelalte tipuri de dispozitive care consumă mai puțină baterie, care au nevoie să meargă un timp foarte lung, sunt, nu știu, montate pe acoperiș, folosesc de obicei protocoale specifice pentru așa ceva. Și aici cele mai folosite sunt fie Bluetooth Low Energy, cunoscut ca și Bluetooth 4, îl găsiți în general în mașinile mai noi, în roțile, în presiunea de la roți, în cauciucuri cu senzori care măsoară presiunea de la roți și transmit mașinii valoarea respectivă. 6LowPAN vine de la IPv6 Low Personal Area Network, Low Power Personal Area Network și pentru distanțe lungi, deci dacă am niște senzori care sunt puși sus pe deal, să spunem, sau sunt sus pe clădiri în oraș, se mai folosește protocolul LoRaWAN, Long Range Wide Area Network. În general, rolul gateway-ului este să înțeleagă aceste protocoale specifice și să le transforme în protocoalele clasice de internet. Cam asta e rolul gateway-ului. Dacă există întrebări. Așteptăm puțin. Da. Cred că poți să continui. Ok. Procesarea și stocarea pe internet. Eu am spus internet, termenul bun ar fi cloud, dar am încercat să traduc în românește complet prezentarea. Și nor nu suna foarte bine. Acum, dispozitivele care iau decizii locale pot să fie asistate de către, să zicem, un cluster mai mare de calculatoare care pot să proceseze date un pic mai multe. O să continui din nou cu exemplul pe care l-am dat cu ploaia și geamul care trebuie închis. Deci treaba funcționează foarte bine pentru un geam care trebuie închis și deschis dacă vine ploaia. Și dacă ne gândim puțin la Florida, în Florida problema cea mai mare nu este cu ploaia, ci cu tornade. Nu știu dacă cineva a văzut cum arată niște case după tornadă în Florida. Ideea este că nu mai există casa. Problema foarte mare este că este foarte greu de prezis când vor fi aceste tornade și fiecare minut în care persoanele pot să fie anunțate să plece de acolo poate să salveze atât vieți omenești cât și pagube materiale. Și atunci problema e felul următor. Dacă eu am un senzor la geam care măsoară viteza vântului și presiunea atmosferică, eu nu pot să-mi dau seama dacă vine o tornadă, pentru că dispozitivul meu de procesare locală nu are destule informații pentru a decide dacă ai o tornadă sau este o ploaie. Dar dacă foarte mulți oameni în Florida au la geam un senzor de genul ăsta,
care raportează datele procesării locale și procesarea locală raportează la un sistem pe internet, sistemul pe internet poate culege suficient de multe date și făcând niște recunoașteri de șabloane să-și dea seama că urmează o tornadă. În acest fel putem să prezic, ok, în zona asta o să fie tornadă, nu că închidem geamul, anunțăm oamenii, sunăm oamenii pe telefon, pleacă, că altfel o să fie foarte rău. Deci asta este de fapt puterea de procesare a cloud-ului sau a internetului. Nu faptul că deciziile se iau cu un if-then pe internet, ci faptul că există o cantitate uriașă de date care poate fi procesată și se pot lua niște decizii mult mai informate decât poate sistemul meu local. Asta ar fi procesarea, stocarea pe internet. Acum, ceea ce astăzi se face la Internet of Things este în felul următor. Eu am un senzor la geam, ăla o să trimită datele pe internet, un server de pe internet o să zic ok, închide sau deschide geamul și cam asta este. Este o metodă foarte prost înțeleasă de Internet of Things și o să mai dureze puțin până lumea o să înțeleagă că ok, aceste date pot fi procesate local și practic ar trebui să folosim internetul nu pentru decizii simple de genul închide-deschide geamul, ci decizii care necesită o cantitate foarte, foarte mare de date. Un exemplu mai aproape de noi este Facebook. Tot a fost scandal cu Facebook. Facebook deține o cantitate atât de mare de date, încât dacă dumneavoastră faceți o poză pe stradă și încărcați poza pe Facebook, Facebook știe fiecare persoană din poză. Absolut fiecare persoană din poză poate fi identificată. Așa de mare este cantitatea de date pe care Facebook are, încât nu e o problemă să identifice persoana din poze. Chit că nu vă spune dumneavoastră sau nu face publice aceste informații, ei știu că dumneavoastră ați fost acolo din moment ce s-a încărcat poza. Și dacă poza aia cumva are și o ștampilă de GPS pe ea, practic Facebook vă poate localiza foarte bine. Asta este puterea de procesare a cloud-ului. Dacă există întrebări. Așteptăm câteva minute întrebările, dacă sunt. Sigur că da. Deocamdată nu, oricum să fie și o sesiune de întrebări la final, deci între timp puteți să vă notați ce întrebări aveți și le luăm și la final. Mulțumesc! Așa, aici am o poză de cam cum arată rețelele de Internet of Things. Ceea ce puteți să vedeți, punctulețele roșii sunt senzori cu eventual ceva putere de procesare locală. Deci, practic, nivelele 1 și 2 pe care le-am prezentat, vedeți că senzorii sunt fie pe un pod, fie pe un vapor, fie atașați de animale, fie pe semafoare, în mașini, pe clădiri. Ceea ce se întâmplă, acești senzori comunică cu un gateway, gateway-ul de care am zis înainte, probabil că senzorii ăștia care sunt distribuiți în diverse locuri trebuie să meargă pe baterie. Și atunci, practic, ce se întâmplă? Senzorii trebuie să aibă un protocol de comunicare care să consume puțină baterie și protocoalele clasice de rețea consumă mult. Deci GSM-ul sau 3G-ul pe care îl aveți dumneavoastră consumă foarte mult. Și atunci senzorii comunică cu aceste gateway-uri. Aceste gateway-uri știu protocoalele specifice pentru senzori și transformă aceste protocoale în protocoale standard de rețea și după cum vedeți le împing în sus către nor, către cloud. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă asta? În loc să scrieți aplicații în care să implementați fiecare protocol pentru fiecare senzor, gateway-ul face asta pentru dumneavoastră, preia datele de la senzor pe protocoalele lor specifice și le trimite pe protocoale normale de rețea, iar dumneavoastră scrieți aplicații normale de rețea. Un server web, de exemplu, este perfect pentru așa ceva. Deci cam asta este conceptul mai larg de rețele de Internet of Things. Întâmplător, poza este pentru LoRa, dar funcționează pentru orice tip de protocol. Practic, senzorii exprimă două nivele, gateway-ul e internetul și cloud-ul este procesarea serioasă. Așa. Înainte să vedem cum a început toată nebunia cu internetul lucrurilor, Ana, dacă am putea pune întrebarea cu Arduino. Acum. Vă rugăm să bifați răspunsul care se potrivește.
Mulțumim. Ok. Ce văd aici din răspuns, că din răspunsurile celelalte persoane n-au interacționat cu Arduino și totuși ne apropiem totuși la jumătate din persoane care totuși au auzit de el. Ok. Haideți să vedem puțin cum a început. În primul și în primul rând, sper că toată lumea e familiară cu conceptul de open source, sursă care este liberă și vizibilă. Trebuie să introducem puțin conceptul de open hardware. Open hardware înseamnă că fac un dispozitiv electronic, dar pe lângă că vând dispozitivul electronic și îl vând, atenție, nu dau neapărat gratuit, dau și schemele electrice pentru acel dispozitiv. Pentru că dacă cineva trebuie să-l modifice sau trebuie să repare, să nu trebuiască neapărat să vină la mine. Deci open hardware este așa cum dăm sursa pe lângă fișierul compilat, dăm și schema electrică pe lângă un dispozitiv electronic pe care îl vindem. Tot a început cu conceptul de open hardware, moment în care în Italia s-a făcut un doctorat despre cum s-ar putea învăța persoanele care nu sunt neapărat foarte tehnice să facă un pic de programare și să interacționeze cu hardware. Și ceea ce au proiectat ei acest doctorat este un dispozitiv electronic care este un microcalculator care poate fi legat pe USB de calculatoarele dumneavoastră și se programează foarte simplu în limbajul C, dar abstractizând toate particularitățile acestui microcalculator. Deci un dispozitiv foarte simplu, se poate conecta ușor. În jumătate de oră putem conecta beculețe și LED-uri la el și este foarte, foarte ușor de înțeles de către cineva care nu este neapărat tehnic. Acest dispozitiv a prins foarte bine și foarte multă lume a început să-și facă diverse proiecții de la sisteme mici de alarmă, senzori de temperatură, termometre care se afișeze pe un ecran, valoarea temperaturii din casă și de afară. Pentru că a fost așa de simplu și pentru că toată lumea începea să aibă ideea de internet și discutăm de nivelul anilor 2006-2007, deasupra acestui Arduino, dacă puteți vedea, se atașează o plăcuță care este capabilă să facă conexiuni la internet. A fost pur și simplu un experiment. Ceea ce s-a întâmplat de fapt a fost că dintr-o dată aveam un dispozitiv care, nu știu, era o veoză sau era un termometru sau care brusc putea să fie conectat la internet și putea să comunice cu lumea exterioară. Ca să vă dau un exemplu, vă făceați un termometru acasă, deci legați un senzor de temperatură de către dispozitiv și ăla afișa temperatura pe un ecran foarte mic. Odată cu acest accesoriu suplimentar și acesta fiind conectat la internet, puteați de la serviciu să vă uitați la temperatura de acasă. Făceați un server web foarte simplu pe el, accesând adresa de IP, puteați să vedeți temperatura de acasă. Deci era o chestie foarte rudimentară. Foarte rudimentară, mai ales că accepta maxim 4 conexiuni de rețea simultane, deci foarte, foarte simplu. Astăzi eu nu vă recomand să faceți așa ceva, pentru că dispozitivul nu respectă normele de securitate, ceea ce este o problemă foarte, foarte mare. Dar trebuie să înțelegem de unde a pornit. Deci de aici a pornit toată nebunia cu internetul lucrurilor. Practic, deodată un dispozitiv sau o chestie electromecanică putea să comunice pe internet și putea să facă niște schimbări în funcție de ce se întâmplă pe internet. Un alt exemplu care l-am mai văzut era, au atașat un dispozitiv de ăsta de Arduino și avea un beculeț verde aprins dacă avea mail-uri noi. Deci dispozitivul verifica adresa de mail a persoanei și aprindea un bec verde dimineața dacă avea mail-uri noi. Ne gândim la nivelul anilor 2006-2007 când telefoanele smart nu erau peste tot, ci aveam un telefon care nu avea neapărat internet. Cam asta înseamnă internetul lucrurilor și de aici a pornit. Următorul pas interesant a fost Raspberry Pi și cu rugămintea de a pune a doua întrebare, Ana. Gata. Așa. Ok. Ce este Raspberry Pi? În 2011-2012, o fundație din Marea Britanie a decis să încerce să facă un calculator de dimensiunea unui card de credit. Deci vedeți poza de aici. Dacă luați un card de credit, este exact dimensiunea unui card de credit pe care să pună un calculator.
Atunci părea un pic mai interesant. Acum, dacă vă gândiți la telefonul dumneavoastră, telefonul dumneavoastră s-ar putea să fie chiar mai mic și mai puternic decât chestia asta. Dar, ca idee, este un calculator integrat care are conector de USB, rețea, tastatură, ecran, un procesor de aproximativ 1 GHz, niște RAM, deci este un calculator întreg. Diferența este, n-au fost nici primii, nici cei mai buni, diferența este că acest calculator costă și astăzi 35 de dolari. În România mai adăugați TVA. Ceea ce a fost formidabil. Deci eu am vrut să-mi cumpăr din liceu un calculator integrat cu Linux. Singura problemă era că era 400 de euro și nu puteam să explic părinților de ce vreau să cumpăr o chestie aproape inutilă pentru mine la momentul respectiv cu 400 de euro. La 35 de euro, în schimb, este altă discuție. Spre deosebire de Arduino, microcalculatorul care l-ați văzut, acesta este un calculator complet, rulează Linux. Singura diferență față de calculatorul pe care l-aveți acasă, că este un pic mai lent, probabil are un pic mai puțin RAM și are niște pinișori electrici care pot fi conectați prin, corect, pardon, pot fi controlați prin soft. În rest, este exact un calculator. Opa. Așa. Haideți puțin să vedem, o să discutăm despre cele două dispozitive, Arduino și Raspberry Pi, pentru că sunt cel mai bun exponent din fiecare categorie. Fiecare face altceva, există mii de clone, doar că acestea sunt exponentul principal. În cazul unui Arduino, acesta este plăcuța pe care vedeți aici, are un conector de USB, poate fi alimentat și de la o baterie, fie de la USB, are niște găuri pentru inserat componente electronice și are un microcontroller care este de fapt calculatorul. Discutăm de un calculator undeva la 20 de MHz, 32 de kilo de RAM, pardon, de kilo pentru program, deci dimensiunea programului nu poate să depășească 32 de kilo, respectiv 2 kilobytes pentru RAM. Se folosește pentru controlul hardware-ului, deci este foarte, foarte bun pentru a interacționa cu hardware. Este prost pentru procesare de date. Gândiți-vă că discutăm de 2 kg de RAM. Dacă cineva a avut un calculator la începutul anilor 90, ăla avea minim 1 mega de RAM. Deci, ca să punem treaba în perspectivă. Softul care se scrie pe acest dispozitiv sau pe dispozitive similare cu Arduino se numește firmware. Dacă aveți acolo cuvântul jos. Dacă mergem la Raspberry Pi, deși pare să aibă cam aceeași dimensiune, Raspberry Pi este un calculator normal. Observați patru porturi de USB, un port pentru rețea, are o placă audio, are un jack pentru audio, are port HDMI pentru monitor, are niște pini, are procesor grafic destul de puternic, are, acum mi se pare, 1 sau 2 GB de memorie, depinde ce model cumpărați, Bluetooth și Wi-Fi. Deci este un calculator întreg. Rulează Linux, programele se scriu pentru el exact cum le-ați scrie pentru un calculator normal, doar că mai au și extensia că pot să controleze un pic de hardware prin acei pini. Diferența față de calculatorul pe care l-aveți în casă este tipul procesorului. Procesoarele nu sunt făcute de Intel sau AMD, sunt procesoare ARM. Aceleași procesoare care le găsiți în telefoanele dumneavoastră. Softul pentru Raspberry Pi, evident, se numește software. Limbaj de programare, orice merge pe Linux, de la JavaScript, Python, C, C++, Java, .NET, ce doriți dumneavoastră. Deci nu există nicio constrângere. Ce nu știe să facă Raspberry Pi-ul este să controleze hardware. Deci multe componente hardware și senzori nu pot fi legați direct de către Raspberry Pi. De Arduino pot să fie legați direct, Arduino în schimb nu poate procesa date. Raspberry Pi în schimb poate procesa o cantitate considerabilă de date, dar nu poate să interfațeze direct cu hardware-ul. Asta ar fi introducerea despre Raspberry Pi și Arduino. Oricând o să discutăm de Internet of Things, o să apară cele două clase de dispozitive. Poate nu o să se numească Arduino, poate nu o să se numească Raspberry Pi, dar o să fie un dispozitiv similar. Dacă există cumva niște neclarități, o să mă opresc un minut. Nu avem de Ana? conducut întrebări, poți să continui. Ok. Bun. Când discutăm de Internetul lucrurilor sau Internet of Things, trebuie să avem în vedere trei elemente importante. Hardware-ul pe care folosim pentru dispozitiv, software-ul pe care scriem și mare, mare atenție.
modalitatea în care acest software ajunge la client. Și o să înțelegeți imediat de ce este o problemă. În primul rând discutăm de hardware. O să fac o trecere în revistă foarte rapidă a echivalentelor care există. Deci avem Arduino. Deci pentru conectarea senzorilor, în general, ne trebuie un dispozitiv similar cu Arduino, fie efectiv Arduino, care e undeva la 25 de dolari, fie orice clonă pe care o găsiți. Clona va fi doar fabricată placa de altcineva, procesorul este același. Dispozitive similare sunt ChipKit, care are un procesor de la Microchip, e un pic mai scump și procesorul se numește PIC, Programmable Integrated Circuit, fie Launchpad, făcut de Texas Instruments, care chiar costă 4 dolari, e 20 de lei placa respectivă, dar mai are nevoie de niște hardware pentru a interfața direct senzorii. Dispozitivele sunt echivalente, au aceeași funcție, prețul și marca diferă. Pentru începători, eu aș recomanda Arduino pentru că numărul de biblioteci și cantitatea de documentație pe care o găsiți este cea mai mare. Pentru procesarea locală și nu pentru legarea senzorilor directă, avem Raspberry Pi-ul, care este un procesor acum la 1,4 GHz, deci cel mai nou este la 1,4 GHz, cu 1 sau 2 GB de RAM. Costă undeva la 35 de dolari, în România ajunge la 200 de lei. Iar Raspberry Pi are o chestie foarte interesantă, are și varianta industrială, care se numește Compute Module. Este o variantă un pic mai scumpă, dar care este suportată pentru industrie. O alternativă la Raspberry Pi este BeagleBone Black, care costă un pic mai mult, deși are niște capacități un pic mai slabe decât Raspberry Pi-ul. Aceasta poate să interacționeze și cu unisensor direct. Cantitatea de documentație și de cod care găsiți pe internet este un pic mai mică decât la Raspberry Pi. O altă alternativă care începe să fie interesantă este UDO. E un proiect făcut tot în Italia. Costă un pic mai mult, dar sunt niște procesare un pic mai puternice și producătorii sunt destul de deschiși la întrebări. Noi, din cele trei pe care le-am testat pentru educație, nouă ne-a plăcut cel mai mult Raspberry Pi-ul. A fost foarte greu să ardem un Raspberry Pi și a fost foarte ușor să găsim exemple de cod și biblioteci pe internet. Acum, bineînțeles, dumneavoastră puteți să hotărâți ce să folosiți. Recomandarea noastră merge către Arduino și Raspberry Pi pentru începători. Așa, cum alegem platforma? Deci, noi am dat niște exemple. Ce ar trebui să țineți cont când alegeți platforma pentru un dispozitiv pentru Internet of Things? În primul și în primul rând, este foarte, foarte important să alegeți o platformă care este suportată complet de către producător. Suportată complet înseamnă că fac și hard-ul și soft-ul pentru el, fac aduceri la zi la soft și publică documentația completă. Dispozitive electronice care noi le găsim a fi ok din punctul ăsta ar fi Raspberry Pi, Arduino Yun, BeagleBone, Arduino Cyan și UDO. Contraexemple ar fi Chip, Banana Pi, Orange Pi, clone de genul acesta. Hardware-ul, deși arată ok, pare mai puternic decât originalele, softul este foarte, foarte slab suportat. Deci o să găsiți foarte puține exemple de că dacă ceva nu funcționează, nu o să răspundă nimeni la întrebări. Deci o să fie foarte, foarte dificil. Deci, în general, dacă alegeți o platformă hardware, alegeți una care are foarte multă documentație pe internet și unde producătorii chiar răspund activ pe forumuri. Așa. Dacă există întrebări până aici. Pentru ce fel de proiecte este recomandată folosirea Raspberry Pi? Ne-a întrebat o doamnă învățătoare. Așa. Deci dacă aveți Arduino, am zis că e pentru orice care interacționează cu senzor. La Raspberry Pi, în general, sunt proiecte care au nevoie de conectare la internet. În loc să folosiți unul sau altul, în general noi le folosim împreună. Deci avem un Raspberry Pi pe care scriem un programel care se conectează la internet sau pe Raspberry Pi instalăm o bază de date și facem un server web, probabil în PHP sau în ceva, și colectăm niște date. Iar de Raspberry Pi legăm un Arduino, de parcă am legat Arduino de un calculator prin USB și prin intermediul Arduino-ului accesăm datele de la senzori. Deci Raspberry Pi ar fi punctul central de intrare, Arduino ar fi, noi folosim doar pentru a conecta senzori de Raspberry Pi, deci îl folosim ca o punte.
Cam asta facem noi. Deci Arduino se poate folosi pentru proiecte de electronică foarte bine, nu merge pe internet. Și atunci Raspberry Pi-ul folosim ca metodă prin care Arduino-ul și senzorii noștri pot să facă ceva mai inteligent și metoda de comunicare. Cam la asta îl folosim. Exemple de proiecte, o lampă inteligentă, de exemplu. Facem o lampă care se aprinde în culori diferite în funcție de ce oră este acum. Deci dacă e ora 7 dimineața, e galbenă. Dacă e 8, e verde. Dacă 9, e portocaliu, să spunem. Sau alt exemplu este, luăm un dispozitiv și vrem să facem un beculeț care să ne arate dacă avem mail-uri noi. Și dacă avem mail-uri noi, aprinde un beculeț verde, dacă nu, se stinge beculețul verde. Deci orice soft care necesită conectare la internet, noi recomandăm Raspberry Pi-ul. Nu știu dacă asta răspunde foarte clar la întrebare. Pot să vă recomand după... Deci e foarte greu să facem cea practică acum, în schimb vă pot recomanda cu mare plăcere două manuale pe care le-am făcut pentru a învăța programare cu Raspberry Pi și Arduino și acolo sunt deschise 10 proiecte în totalitate, cam cum se folosește, ce piese sunt necesare. Mulțumim, o să preluăm cele două resurse de care zici, poți să continui. Așa. De asemenea, noi avem acum în derulare și un proiect european prin care facem curiculă pentru Internet of Things, mă rog, pentru liceu și facultate, dar sunt convins că se poate găsi și acolo. Deci cu mare plăcere vă trimit cartea. Așa. Software. Ajungem la software, că până la urmă asta... Deci noi facem software, nu facem hardware. Noi luăm hardware-ul, luăm componentele electronice, le conectăm ca pe un Lego, vă rog să înțelegeți ghilimelele, și după care scriem soft. Deci formarea noastră nu este electronică, deși pare ok, avem becuri, LED-uri, dispozitive, ele se conectează foarte simplu. Deci toți senzorii se găsesc, sunt compatibili, legăm trei cabluri, totul e în regulă. Problema vine la soft. Și acum programele pe care, softurile și programele cu care facem soft, se împart în trei categorii. Sunt programe pentru prototipare, programe profesionale și programe de vizualizare și stocare de date. Și o să le luăm pe rând. Prototipare înseamnă că vreau să fac un dispozitiv și înainte să mă duc cu dispozitivul la fabrică, să-mi facă placa electronică complet integrată, deci în momentul în care îmi dezvolt dispozitivul, am diverse piese de genul Arduino, senzor pentru prototip, o grămadă de cabluri prin care eu îmi fac dispozitivul. Deci acolo fac încercări, acolo văd dacă merge, nu merge, scriu softul inițial. Nu este, deci ăla nu o să fie un dispozitiv care se duce către vânzare la client, este un dispozitiv pe care eu fac încercări. E un prototip. Acesta se pretează foarte bine pentru școală, pentru că în general în școală nimeni nu o să facă mai departe decât un prototip pentru ceva. Programele care noi le recomandăm pentru asta sunt pentru Arduino, programul standard care vine cu Arduino, pentru că pentru asta a fost făcut, și aceea se numește Arduino IDE, Integrated Development Environment, îl găsiți pe site-ul Arduino. Respectiv pentru Raspberry Pi aici a fost o problemă și așa am reușit noi să pornim firma noastră. Pentru Raspberry Pi trebuia pus un monitor și o tastatură, deci trebuiau legate un monitor și tastatură, se pornea Linux-ul de pe el și se scriau programele direct pe el. Ceea ce pare ok, dar dacă Raspberry Pi-ul ăla este pe o clădire sau este într-o mașinuță teleghidată, nu aveți fizic cum să legați monitorul. Și ceea ce se întâmpla este fie scoteam Raspberry Pi-ul, scriam programul, îl băgam din nou în mașinuță și vedeam că nu merge, fie cumva conectam mașinuța la internet, ceea ce era ok, și accesam printr-un terminal, dacă cineva e familiar cu SSH sau Telnet, și programam așa. Ceea ce pentru elevi și studenți nu funcționa nicicum. Aveau nevoie de cunoștințe de rețele pentru a se conecta la dispozitiv, cunoștințe de Linux pentru a scrie programe și a fost destul de dificil. Ceea ce noi am creat este un program care se numește Wiley din Studio. Acesta detectează toate Raspberry Pi-urile din rețeaua locală. Elevii sau studenții se pot conecta la ei, la ele. Și în momentul ăsta pot să scrie programul în interfața Wiley din Studio, apasă un buton, programul se transferă pe Raspberry Pi și se vede dacă funcționează sau nu. Deci ăsta ar fi programul pe care noi îl recomandăm. Este absolut gratuit, este open source, se poate descărca de pe internet. Ana o să-ți trimit toate link-urile necesare. Oricum, cărțile sunt făcute pentru acesta. Deci astea sunt softurile pe care noi le recomandăm pentru prototip. Nu le recomandăm deloc pentru industrie, dar le recomandăm pentru prototip și școală. Foarte rapid pentru programarea profesională. Pentru Arduino, în general, este Avere Studio sau Eclipse.
Arată mult mai profesional, știe mult mai multe chestii, dar este dificil de configurat. Pentru Arduino trebuie configurați undeva la 40-50 de parametri până programul poate să ruleze. Evident, în industrie este foarte necesar. La școală, eu cred că este un pas suplimentar nenecesar. Pentru dispozitive care sunt calculatoare, cel mai recomandat este VI. Adică e un editor în mod text, este foarte bun din punct de vedere profesional, dar este dificil pentru studenți să acceseze așa ceva. Pentru vizualizare, aici este una din chestiile drăguțe de la Internet of Things. Practic, programele de stocare și vizualizare sunt site-uri pe internet, ca să mă exprim mai simplu, unde, practic, dispozitivele noastre, noi scriem un soft pe dispozitiv, trimitem datele care le colectăm de la senzori către aceste site-uri și aceste site-uri ne fac un ecran foarte frumos cu toate datele prezentate. Unul mai simplu este Ubidots, care oferă și varianta free. Așa, și puteți să vedeți cam cum arată un panou de bord în Ubidots. Au foarte multe documentații de cum se poate instala de pe Arduino sau de pe Raspberry Pi. A doua platformă care ne place nouă destul de mult este Microsoft Azure. Nu avem nicio legătură cu Microsoft, doar din ce am testat noi ni se pare destul de ok. Pe lângă vizualizarea datelor, poate să aplice diverse tehnici de învățare, ceea ce se numește la noi machine learning. Deci să recunoască șabloane, să proceseze date foarte multe. Cred că depășește puțin școala generală și eventual elevi foarte buni de liceu dacă ar folosi așa ceva. Ceea ce recomandăm noi pentru școala generală și liceu este Ubidots. Deci e foarte simplu de conectat, datele se trimit foarte repede către ei și studentul sau elevul poate să vadă un tablou de bord foarte drăguț cu datele respective. Cam asta ar fi despre stocare și vizualizare. Acum, câteva sfaturi când alegeți programele pe care să le folosiți și mai ales bibliotecile pe care le folosiți pentru a scrie aceste programe. Vreau neapărat să insist un pic aici pentru că foarte multă lume scrie programe și nu este deloc atentă la chestia asta. În general, dacă folosiți ceva ce este folosit în general, protocolul HTTP, servere web, MQTT, nu vă apucați să scrieți de la zero. Sigur, cineva a scris o bibliotecă deja pentru asta. Recomandarea noastră este să folosiți soft open source, pentru că este adus la zi mai des și mai multă lume are acces să vadă dacă există probleme. Ce nu recomandăm este, dacă, de exemplu, luați o bibliotecă și acesta este GitHub, este site-ul pe care se publică biblioteca, puteți observa cu roșu că 8 persoane au zis că proiectul e drăguț și ultima actualizare s-a făcut acum 3 luni. În general, ceva nu e în regulă. În comparație cu o bibliotecă care are 2300 de persoane care au zis că e un proiect drăguț și ultima actualizare s-a făcut acum o zi. Vedeți că scrie a day ago. Ultimul aspect este, am zis hardware, software. Ultimul aspect este cum aducem softul la client. Problema este în felul următor. În momentul în care scrieți un program pentru calculator, a aduce la zi programul este foarte simplu. Utilizatorul ia de pe net noua versiune și o instalează. În cazul în care aveți un frigider sau un televizor și trebuie să aduceți la zi softul din acel televizor sau frigider și 100% asta se va întâmpla, pentru că doriți să adăugați facilități și pentru că aveți probleme de securitate destul de mari, este o problemă foarte dificilă. Utilizatorul nu poate să instaleze soft pe frigider. Dumneavoastră nu aveți posibilitatea financiară să trimiteți un tehnician la sute de mii de oameni să pună un USB și să repornească frigiderul. Iar update-urile care se fac pe internet, dacă cumva update-ul nu reușește, persoana respectivă, deci deținătorul frigiderului, va avea un dulap foarte scump care nu face nimic, pentru că softul nu pornește. Este absolut o problemă foarte, foarte mare. În general, costă $1 să facem softul, ne costă $10 să depanăm softul și $100 să trimitem noul soft către persoanele care au dispozitive. Există două mari companii care oferă această facilitate, cât de cât. Una e Ubuntu prin Snapcraft și alta este Google prin Android Things. Este Android care rulează pe dispozitive, doar că sistemele sunt proprietare și dacă Google decide să închidă magazinul, dumneavoastră veți rămâne fără posibilitatea de a face update. O chestie pe care o facem noi este să oferim un sistem de genul ăsta de update, care în schimb se instalează la client și care este deschis.
Am pus acest slide pur și simplu pentru a înțelege puțin care este una din problemele cele mai mari. Nu este dezvoltarea softului, nu este depanarea softului, este scrierea softului pe dispozitivul clientului. Cam asta ar fi. O ultimă chestie înainte să termin și să răspund la întrebări. Noi organizăm de 12 ani, nu ca o firmă, sub forma unui ONG, IP Workshop, o școală de vară pentru elevi și studenți, în care ținem diverse cursuri complementare școlii respectiv universității. Anul acesta, școala de vară o să fie între 13 și 26 august la Târgu Mureș, la Universitatea Sapiența. Vom preda cursurile pe care le puteți vedea aici, inclusiv unul de Internet of Things pentru începători și unul de Internet of Things pentru avansați. Începători, în general, ne jucăm cu un Arduino, cel pentru avansați ne jucăm cu un Raspberry Pi și senzor de distanță. Condiția de participare pentru elevi este să aibă minim 16 ani dacă vin singuri sau să fie însoțiți dacă au mai puțin de 16 ani. Invităm cu mare, mare plăcere și profesorii să participe la cursuri. Încercăm să facem cât mai ok chestia asta. Prețul școlii de vară este undeva la 1100 de lei acum. Este un proiect voluntar, deci absolut toată lumea plătește pentru chestia asta, inclusiv voluntarii noștri. Pentru profesori reușim să scădem prețul astfel încât să plătească doar cazarea și masa. Este undeva la 750 de lei. Ca un bonus, pentru că ați participat la acest webinar, deși prețul este 1100, mi se pare, acum trebuie să verific cu colegii, dacă doriți să vă înscrieți, o să acceptăm prețul minim. Deci în următoarele două săptămâni, dacă cineva dorește să se înscrie cu elevii, o să acceptăm prețul minim pentru elevi, doar să ne scrieți pe ordine de plată webinar predau viitor. Cam aceasta este școala de vară. Pe lângă cursuri avem diverse activități recreative, deci e ca o tabără de informatică, cum ar veni. Aceasta a fost prezentarea mea. Acum, dacă există întrebări, vă răspund cu mare, mare plăcere. Da. Prima întrebare. Care sunt parametrii după care poți determina dacă un senzor se potrivește sigur pe Arduino ca să nu-l cumperi și să nu-l poți utiliza? Nu cred că puteți să găsiți un senzor care nu se potrivește pe Arduino. De aceea Arduino știe să interacționeze cu cam orice hardware. Singura chestie la care trebuie să vă uitați este, există mai multe versiuni de Arduino. Unele merg la 3V, altele merg la 5V. Senzorul să fie corespunzător. În rest, nu cred că un senzor nu se poate atașa de Arduino. Singura problemă care poate să apară, dacă e un senzor digital, să aveți nevoie de o bibliotecă pentru acel senzor. Adică el merge pe Arduino, dar trebuie să scrieți cod ca să meargă. În general, când îl cumpărați, verificați dacă există, scrieți numele senzorului Arduino și verificați dacă există o bibliotecă pentru el. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Până la ce putere poți conecta senzor pe Arduino și câte motoare se pot lega pe un Arduino? Ok. Până la ce putere? Mi se pare că fiecare pil merge la vreo 10 mA, deci dacă depășiți un curent de 10 mA, mă rog, ori 5V înseamnă puterea, deja o să fie o problemă. Depinde foarte mult din ce se alimentează Arduino. Dacă e alimentat din USB, să nu depășiți 500 de mA, deci un motor servo s-ar putea să nu funcționeze cum trebuie. Dacă îl alimentați separat, deci puneți cablul de USB să programați, dar puneți ceva separat în ufa de alimentare, eu cred că până la 4 ampere merge liniștit. În general, motoarele se alimentează separat, deci o să luați un pin pentru controlul motorului, dar ăla nu o să facă și alimentare. Și alimentarea motorului fie vine din pinul de alimentare de la Arduino, care am zis, depinde de sursa pe care o legați, fie puneți o sursă externă care alimentează motorul. Atâta tot Arduino și sursa aia să aibă același ground, să fie legate pe același fir de minus. Dar în principiu nu există limită de motoare. Dacă sunt chiar motoare care se învârt continuu, mai este nevoie de o punte de motoare. Dar există sigur plăcuță care face chestia asta. Deci există o extensie de Arduino care se numește Motor Shield, mi se pare, și puteți lega de ăla. Mulțumesc. În ce caz se arde plăcuța Arduino? Plăcuța Arduino se arde cel mai greu, ceea ce se arde este portul USB al calculatorului. Deci dacă se face un scurt circuit, de exemplu, se leagă un LED fără o rezistență în serie, se leagă VCC-ul sau plusul Arduino-ului cu ground-ul, acolo o să facă scurt circuit, ceea ce se va întâmpla o să depindă foarte mult de sursa de alimentare. Dacă calculatorul are o sursă bună pe USB, atunci doar o să vă spună că perifericul de USB consumă prea mult curent și a închis USB-ul. Altfel s-ar putea să se ardă portul USB.
E puțin probabil să se arde efectiv Arduino. Depinde cât de repede se arde portul USB. În general, un scurt circuit nu e foarte bun. Variantele mai noi de Arduino sunt protejate la scurt circuit. Eu nu mi-aduc aminte să fie ars unul. Deci ce am ars a fost LED-ul, că s-a ars LED-ul. Trebuie avut grijă, în schimb, să nu se treagă prea mult curent. Deci un scurt circuit nu e ideal. Din 4 ani de experiență, Arduino nu știu să fie ars, am ars un Raspberry Pi. Mulțumesc! Poți să ne dai mai multe exemple despre proiecte pe care le pot face profesorii la clasă sau care ar fi pașii pentru lucrarea unui proiect IoT la clasă? Ok. Ne avem mai multe tutoriale și o să vă trimit și cărțile. Pașii ar fi în felul următor. Odată explicat ce este Arduino și să se joace puțin cu el, să se uite la el și așa mai departe. Doi, proiecte. Un semafor e cel mai simplu, deci legăm trei LED-uri, unul roșu, unul galben și unul verde și le facem să se aprindă secvențial ca un semafor. Extensia lui ar fi să legăm și un semafor de pieton, deci mai adăugăm două LED-uri și facem și semaforul de la pieton și se schimbă corespunzător. Adăugăm un buton pentru pieton, deci semaforul stă pe verde pentru mașini, când elevul apasă butonul se schimbă galben, roșu și semaforul de pieton devine verde. Un termometru digital, legăm un senzor de temperatură și o linie de 5 LED-uri și se aprind mai multe sau mai puține funcție de temperatură. Un proiect în care avem un senzor de lumină și acoperim senzorul de lumină și se aprinde un bec. Chestii care se leagă de internet. De exemplu, să facem un termometru, luăm un Arduino, luăm un Raspberry Pi, luăm un ecran cu două linii, cum vedeți pe POS-urile pentru carduri, luăm temperatura de pe internet și afișăm temperatura locală, dar de pe internet. Adăugăm un buton, de fiecare dată când apăsăm butonul, afișăm temperatura pe ecran din alt oraș, de exemplu. Cam asta ar fi. Alt proiect ar fi, avem o cameră specială pentru Raspberry Pi și recunoaștem numere de matriculare. Deci filmăm cu camera un număr de matriculare și există o bibliotecă care recunoaște numărul de matriculare. Astea ar fi exemple foarte simple. Alt exemplu ar fi o parcare inteligentă, de genul avem doi senzori de lumină, un senzor de lumină în fața unei bariere, dacă venim cu o mașinuță peste senzor de lumină, se deschide bariera, își dă seama că mașinuța e acolo, trece mașinuța și o parcăm pe un loc de parcare. Sub fiecare loc de parcare avem câte un senzor de lumină și ne dăm seama dacă e ocupat sau nu. Și prezentăm toate astea într-o interfață web. Deci ăsta ar fi un alt exemplu. Pot să-ți trimit un filmuleț cu asta. Mulțumesc! O să revenim pe mail după webinar cu toate aceste resurse și resurse în plus. Mai avem o întrebare. Există o legătură între Scratch și Arduino, dar Phaeton. Sper că am pronunțat corect. Nu, n-am înțeles ultimul termen. Phaeton? Phaeton? Nu știu ce e, îmi pare rău. Pot să văd întrebarea cumva? Sau? Deci, Scratch și Arduino. Scratch e un limbaj de programare. Python, scuze. Legătura Python. A fost Python, ok. De Scratch și Arduino. Scratch e un limbaj de programare, dumneavoastră scrieți în Scratch, el o să scrie o chestie care se numește Smalltalk. În general, ce se întâmplă din Scratch, dumneavoastră trageți blocurile, acesta generează codul în C în loc să genereze codul de Smalltalk. Când apăsați un buton, de fapt ce se întâmplă pe Arduino, se transferă codul de C. Asta e una din variante. A doua variantă este, punem un programel pe Arduino care e scris în C, ăla se conectează la calculator prin portul serial și așteaptă comenzi de la Scratch. Python nu se poate folosi pentru Arduino. Deci singura soluție cu Python este scriem un programel pe Arduino care așteaptă comenzi pe portul serial și din Python trimitem comenzi către Arduino pe portul serial. Există o bibliotecă care se numește Firmata care face asta. Deci eu scriu un cod în Python, acela rulează pe calculatorul meu. În schimb, Arduino fiind conectat prin portul serial sau USB de calculatorul meu, execută acțiunile din Python. Dar direct nu se poate. Mulțumim! Mai așteptăm câteva minute dacă mai sunt întrebări. Dacă există și legate de școala de vară, cu mare plăcere. Pentru școala de vară am primit câteva întrebări, dar cred că o să revenim cu un mail cu mai multe detalii și în acel. Ok, și așa. Sigur? Întrebările erau câte zile durează, nu știu dacă ai precizat. Două săptămâni, de luni până duminică, 13-26 august. Deci două săptămâni, se vine luni, se pleacă duminică.
Mulțumim mult! Cred că o să ne oprim acum. Mulțumim mult, Alexandru, încă o dată, iar vouă vă mulțumim Foarte pentru bine. prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea lui Alexandru, înregistrarea webinarului și mai multe resurse despre care am vorbit și în acest webinar și resurse adiționale. Acum mă grăbesc să închid webinarul pentru ca formularul de feedback de final să vă apară în câteva secunde pe ecran. Rugămintea este să așteptați fără să faceți nimic până vă apare formularul și după aceea să-l completați. Mulțumesc, la revedere! La revedere!